Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune de vorbă cu Iosub Robert. Astăzi avem alături de noi pe singurul politician, fost politician din Neamț, care are voie să vorbească despre vremea când cerul era portocaliu. Bună ziua! Bună ziua! Domnule Viorel Chirilă, de ce v-ați retras din politică, în primul rând? Da, a fost o decizie care nu a fost ușor de luat. A fost o decizie destul de complicată, să spunem așa, pentru că în momentul în care ești în politică, în momentul în care ai și o funcție într-un anumit partid, în momentul în care ai și o funcție în administrație, eram consilier local la vremea respectivă, deciziile tale pot influența o serie de colegi, de oameni, pot dezamăgi cetățeni din municipiu și lucru care s-a întâmplat, neînțelegând decizia pe care am luat-o eu la acea vreme. Decizia am luat-o în primul rând în urma faptului că eu înțeleg că lucrurile trebuie să facă serios, indiferent unde este, că este administrație, că este politică, că este familie, că este firmă privată și așa mai departe, lucrurile trebuie făcute serios și cu responsabilitate. La acea vreme, eu am fost desemnat candidat al USL-ului pentru funcția de primar la municipiul Piatra Neamț de către domnul Crin Antonescu. Deci domnul Crin Antonescu a venit la Piatra Neamț, conferință de presă, eu nu am solicitat absolut nimic și dumnealui a ieșit în conferință de presă, m-a chemat și pe mine, bineînțeles, m-a desemnat candidat la funcția de primar, a aflat orașul. Și ulterior știm cu toții ce s-a întâmplat în urma unor negocieri la București, sunt tot felul de suspiciuni că ar fi fost influențate și de aici, de la Piatra Neamț. S-a desemnat din partea Partidului Conservator un alt candidat la funcția de primar. În situația asta, eu am considerat că era necesar să-mi dau demisia în urma unor solicitări a unor grupuri de cetățeni din Piatra Neamț. Să candidez totuși la această funcție, știam că nu am șanse, dar să candidez totuși la această funcție și eu am considerat că este necesar pentru a-mi putea prezenta un program. Deci acel program care l-am prezentat în campania electorală de pe poziția de candidat la funcția de primar a ajuns în casele oamenilor și acum sunt oameni care îmi spun, domnule, ai avut un program foarte bun în campania electorală. Și eu sunt mulțumit măcar pentru lucrul ăsta, că am putut să-mi prezint ideile pentru administrarea municipiului Piatra Neamț într-o campanie electorală. Dacă este să dăm puțin timp înapoi și să vedem cu ce scor a câștigat totuși domnul Gheorghe Ștefan și ce strâns a fost față de domnul Cătălin Drăgușanu, dacă la tinerețea lui domnul Cătălin se adăuga notorietatea dumneavoastră, îmi permit să spun că matematic ați fi ieșit primar fără nicio discuție. Da, înainte de campania electorală s-a făcut un sondaj la noi la PNL, de asta s-a și luat decizia de a fi desemnat și aveam intenție de vot de peste 30% ca persoană. Deci era un trend extraordinar. Cred că erau toți conștienți. Cine a supărat la PNL? Cred că erau toți conștienți. Vă pot spune mai multe amănunte. Dar cred că erau toți conștienți la vremea aia, inclusiv domnul Ștefan, că dacă eram eu candidat și dacă făceam o campanie corectă, că toate se pun la un loc, cred că câștigam fără probleme această funcție. Dar istoria este istorie. Lucrurile s-au scris așa cum s-au scris. Păi nu, e bine. E bine să dăm puțin timpul înapoi, pentru că acum vin alte alegeri electorale și auzim la fel pe toți. Și de la PNL și de la PSD vom face sondaje. Păi uite că ați mai făcut sondaje și a ieșit omul și l-a schimbat. Sigur. Interesele în interiorul partidelor sunt foarte diverse. În primul rând, interesul este de a lua puterea. Dar mai rămâne de văzut cu ce scop vor să ia puterea. Păi, în cazul dumneavoastră a fost interesul de a pune o mână moartă. În cazul meu a fost, nimeni nu s-a gândit că USL-ul va avea așa succes în campanie electorală. Știu că în perioada campaniei electorale, în a doua perioadă, PDL-ul s-a mobilizat extraordinar, că exista pericolul ca PDL-ul să piardă.
Deci să piardă candidatul la primărie, că Consiliul Local oricum nu l-au câștigat. Dar, într-adevăr, a fost un val, un val de speranțe a populației în USL, care am văzut că toate speranțele care ne le punem noi în formațiuni politice și mai ales în alianțe, se risipesc imediat după alegeri. Din păcate, acel USL, vă spun foarte sincer, eu nu, am fost și n-am fost de acord ca toți membrii de partid din PSD și din PNL să facem acea alianță, dar când am văzut acele 10 puncte de la Cluj, dacă ne aducem aminte, și unele dintre ele mă reprezentau, ca să spun așa, curățenie în politic, echitate socială, multe, multe chestii care erau spuse acolo. Am spus, doamne, pentru asta mă bag și eu. Dacă așa se vrea să facă lucrurile în țara asta, să se reseteze și să facă un alt fel de politică, ok, intru și eu, mă zbat cu toate forțele. Numai că unii nu au fost de acord. Din păcate, unii și chiar mulți nu au fost de acord. Scurt de tot. Cum ați ieșit din PNL cu intenții de vot de 30%? Cum, eu știu că a fost, pentru că istoria la PNL se repetă, a fost un fel de puci, s-a făcut o scrisoare, filmul l-am văzut acum din nou în altă situație. Ce s-a întâmplat atunci, în două, trei cuvinte? Atunci a fost, eu vă spun foarte sincer, au fost două aspecte foarte puternice care m-au determinat să plec. Un aspect a fost colectivul din care făceam parte și președintele organizației județene de atunci, Ursărescu. Domnul Ursărescu, pentru că vorbeam limbi total diferite, iar cu o parte din colegi la fel. Eu discutam în interior acolo, când aveam ședințele în sediu, discutam cu ei, domnilor, haideți să ieșim dincolo de ziduri. Noi stăm în interior aici și ne facem planuri să câștigăm alegeri, le vom câștiga, USL-ul este tare, dar noi trebuie să facem planuri de administrare a comunității. Noi trebuie să mergem în comunitate, noi trebuie să mergem alături de cetățeni, să stăm de vorbă cu ei. Intru într-o crâșmă, intru într-un bar, intru într-un magazin. Pe mine mă opreau, dacă mă duceam la Kaufland, mă opreau, nevastă mea ducea, făcea toate cumpărăturile, punea în coș și eu stăteam de vorbă cu oamenii. Deci oamenii erau interesați de ce urmează, de ce se va întâmpla în municipiu și este foarte bine și este necesar lucrul ăsta. Mai mult, eu lucram atunci la acest program de guvernare cu colegii și le spuneam, domnule, hai să găsim punctele nevralice, esențiale ale acestui municipiu, prin care să reușim să-l deblocăm un pic și să-l resetăm. Pentru că ce se întâmplă într-o perioadă de asta de administrare îndelungată a unui om în fruntea municipiului, lucrurile încep să stagneze în a doua perioadă. E un lucru firesc, e un lucru normal. Și atunci, de asta sunt necesare aceste alegeri, pentru a veni oameni noi și a veni cu soluții noi. Ei, acești colegi... Cineva v-a lucrat în PNL. Acești colegi, vă spun foarte sincer, o parte dintre ei, nu spun toți, spuneau da, foarte bine, așa trebuie făcut, dar de fapt își doreau altceva. Și când am văzut că nu sunt susținut, eu mă gândeam inclusiv la faptul că voi ajung primar, să spun, da? Dacă rămâneam la USL. Cu cine construiesc din Consiliul Local, cu cine construiesc o nouă ordine, să spunem așa, o nouă echipă, un nou val care să schimbe lucrurile, care nu erau buni. O parte dintre ele erau buni, trebuiau schimbate, da? Ne amintim când erați consilier local, erați singurul consilier local, deci nu mai era unul, era singurul consilier local care avea ceva de spus contra PDL-ului. Ceilalți toți erau sumese, ne place, nu ne place, inclusiv PSD-ul era pe sumese. Nimeni nu scotea un cuvânt, nu punea o virgulă. Mă uitam acum zilele trecute că se vorbea de grădinița din Văleni, la care dumneavoastră propuneați să se ia banii de la sport, care se dau foarte mult, se mute să facă grădinița aia. N-au fost de acord. Acum toți se chinuie să facă ce ați vrut dumneavoastră să faceți atunci. Bine, noi atunci am... și acum vedem dacă ne interesează, vedem lucrurile care trebuie făcute în municipiu. Deci sunt anumite lucruri legate de investiții, de dezvoltare, de vizibilitate pe harta țării și chiar a Europei. Sunt multe lucruri care trebuie făcute. Am avut eu un program electoral mai multe acolo, dar...
Atunci, vedeți, în perioada respectivă, chiar am venit cu amendament pe acea grădiniță, am venit cu amendament la buget. În Consiliul Local, da, la rectificarea bugetului în 2012 și nu s-a aprobat, s-a luat numai un milion de euro din banii care erau pentru stadion și s-a reabilitat o stradă în Dărmănești. Ei, această mentalitate a consilierilor de a face anumite înțelegeri cu cei de la administrare, din primărie, să spun, cu primar, cu viceprimar, cu secretar, cu știu eu cine pe acolo, prin care ei să-și rezolve niște probleme și după aia nu mai au voie să spună nimic, trebuie depășită. Această mentalitate nu trebuie să mai fie. Eu vă spun sincer, nu e vorba de laudă sau nu, ăsta sunt eu. Eu cred că ar trebui să fie 2-3, tot așa, ca să dăm timpul înapoi. Ne amintim foarte bine că dumneavoastră ați fost efectiv amplificarea cetățenilor când a fost vorba de construirea acelei cafenele din parc. Dacă nu erați dumneavoastră în Consiliul Local care să puneți treburile pe masă, degeaba ne agitam noi ca presă și cetățenii. Atunci a fost o victorie din partea dumneavoastră de unul singur în Consiliul Local așa contra este, PDL-ului. Da, este, așa este. Deci, vă spun iarăși că n-am făcut... Și ca să fac o mică paranteză, cafeneaua vreau să o fac Decebal și cu Muraru, care acum sunt martori. Da, corect. Deci le-a luat apărarea până ce... Corect. Deci nu am făcut lucrurile astea din punct de vedere politic, pentru a obține voturi sau ceva. Dar mă opreau oamenii pe stradă, lumea mă cunoaște. Nu că mă opreau, haideți să dăm timpul corect înapoi. Ați venit cu câteva mii de semnături în Consiliul Local. Ceea ce nu face un consilier acum. A fost un proiect de hotărâri. Acel proiect de hotărâri s-a retras pe ordinea de zi și după aia o trebuie să revină cu un alt proiect. Între timp, oamenii au aflat. Dumneavoastră, presa ați aflat. Am făcut conferințe de presă, dacă ne aducem aminte, și ne-am exprimat. Am spus că nu suntem de acord cu așa ceva. Dar am văzut presa, că toată presa ne susținea și atunci am zis, domnule, este o problemă treaba asta. Trebuie rezolvată. Dar taciți să știți că toți sunt oameni și toți sunt locuitori ai municipiului, chiar dacă era o parte a presei care susținea partea cealaltă. Dar atunci, văzând lucrurile astea, am spus, domnule, am avut discuții în interior la partid. Și am zis, domnule, corect este să întrebăm cetățenii. Haideți să mergem la cetățenii. Nu mai există noțiunea asta din, de întrebare. Din zona centru, da, așa e firesc, așa trebuie. Din zona centru și am mers la toate blocurile din zona centru. Cetățenii ați întrebat dumneavoastră în calitate de consilier local dacă sunt de acord sau nu cu o hotărâre de consilier local. Să audă și consilierii locali. Noi am făcut, făceam diverse sondaje pe... Ați adunat semnături. Cu oamenii noștri. Deci atunci am întrebat peste 6.000 de oameni. Deci 6.000 de oameni au fost întrebați pe bază de tabel. Cu semnătură. Cu semnătură, dacă este de acord, dacă nu. Ne-a ieșit un 93%, cam așa, că nu erau de acord. Ei, în situația asta am considerat că nimic nu mă mai poate opri, nici în Consiliul Local. Chiar și vă spun la cele 6.000 de semnături a dumneavoastră a mai făcut un tânăr din Neamț, nu mai rețin numele lui, o inițiativă pe internet și a venit și eu cu 2.000 de semnături. Da, așa, am văzut și eu. Așa, și m-am dus cu dosarul de semnături în ședința de Consiliul Local. Nu vă spun că la intrarea în primărie, eu nu mi-am dat seama, m-au întâmpinat jandarmii. Deci erau jandarmii echipați, buni de luptă, se uitau la mine așa, eu m-am dus cu dosarul, s-a așteptat să vin cu o mulțime de oameni care să protesteze. Ori așa ceva nu se face. Ca și consilier local, nu poți să agiți populația în municipiu, dar le poți lua opinia și să o reprezinți demn și corect în Consiliul Local. Și când am prezentat dosarele și așa, știm atunci că s-a risipit totul și nu s-a mai votat acel proiect. Ei, este firesc ca puterea la un moment dat... Ați mai auzit de 2012 până acum vreun consilier local, vreun partid, cineva să meargă, nu la 6.000 de oameni, Doamne ferește, la 200 de oameni, să-i întrebe ce părere aveți voi despre ce vrem noi să facem. Ați mai auzit minunea asta? Nu, dar n-am auzit nici ce vor să facă.
Ei vor să facă. Da, deci n-am auzit ce vor să facă. N-am auzit eu, poate ei vor, într-adevăr. Dar am urmărit cu interes să văd dacă în Consiliul Local sau... Nu au mai fost puteri și opoziții în Consiliul Local, a fost un... O putere. O putere slabă, da. Să spunem. Haideți așa. Haideți să fim serioși, că așa era și înainte. Era, dar totuși erau anumite ieșiri ale opoziției, da, chiar dacă eram numai eu, dar erau anumite ieșiri pe părțile dureroase, să spunem. Acum n-am văzut. Mi-aș fi dorit și îmi doresc, mi-am dorit și în 2004, când am candidat, ca fiecare consilier să aibă un program personal prin care să-și traverseze 4 ani de consilier. În 2004 eu mi-am propus niște lucruri. Un program personal? Un program personal ca și consilier. Și dumneavoastră, credeți că se va întâmpla așa ceva vreodată la Piatra Neamț? Nu, îmi doresc. Eu așa am gândit și așa am văzut lucrurile. În 2004 mi-am propus niște lucruri în municipiul Piatra Neamț. În primul rând, privind arhitectura municipiului Piatra Neamț, schimbarea la față, și s-au făcut o parte dintre ele, și în al doilea rând, schimbarea modului de prezentare în fața cetățenilor a societății urban, vis-a-vis de pieții, vis-a-vis de serii, de spații verzi și așa mai departe. Asta mi-am propus atunci, în 4 ani, dacă eram lăsat, am avut numai 1 an jumate la dispoziție și s-a ridicat piața centrală, dar îmi propusesem ca în următorii ani să rezolv problema celorlalte 2 pieții, Dărmăneștiu și Precista, și serile. Deci am fost în țară, am văzut modalități de serii noi, cu bani foarte puțini, cu combustibil gratis și așa mai departe. Eram foarte pregătiți să rezolvăm totul și atenție, fără credite. Dumneavoastră le spuneți ca și cum ele ar fi foarte ușoare. Nu s-a discutat niciodată în spațiu public și nici eu nu mi-am permis să discut, dar de acum, dacă a trecut timpul, se poate desecretiza câte un aspect. Nu a fost deloc ușor. Familia v-a fost amenințată. Sigur. Dumneavoastră ați fost amenințat. Sigur. Foarte mulți oameni importanți au venit să vă sfătuiască cum e bine să stați deoparte. Deci ați trecut prin niște presiuni pe care și eu le-am avut și știu despre ce este vorba, dar ați trecut prin niște presiuni. Interlopii au intervenit la familia dumneavoastră. Sigur, amenințări să dea foc la casă și trebuie deci, de genul ăsta. Deci nu a fost ușor să faceți opoziție în timp ce totul era portocaliu. Sigur, totul era portocaliu și nu numai... A fost foarte greu. A fost o putere mai din asta mai dură, să spunem așa, mai totalitară, dar a fost foarte greu, dar... Dom'le, până la urmă ai o responsabilitate. De ce te-ai dus în Consiliul Local? De ce vrei să stai acolo? Dacă nu-ți dai demisia, te duci acasă, faci o afacere, ai un serviciu. Deci, eu vă înțeleg. Dumneavoastră sunteți din generația veche. Totuși, empatizând cu ceilalți consilieri, în momentul în care un interlop s-ar sui în mașină la copilul consilierului și ar spune, vezi-ți de treabă și tu și tai, că tu, cred că foarte mult și-ar schimba mentalitatea, nu ar lupta în continuare ca dumneavoastră. Depinde, cred, și cum ești lăsat de Dumnezeu, cum ești construit. Eu nu pot să fac altfel. Sunt alții care nu pot să fac ca mine, cred. Fiecare este construit în felul lui. Eu n-am înțeles mentalitatea celui care a pus pe interlop să-mi amenință familia, dar mi-am dat seama că nu face mai mult. Nu are curaj să facă mai mult, totuși sunt niște limite. Fiecare, un om, în general, un om slab amenință. Un om puternic se impune prin idei, prin principii, prin corectitudine și se impune. Asta înseamnă diferența între un om slab și un om puternic. Eu cred că e vorba și de cei care sunt în jurul lui, pentru că eu am văzut foarte multe astfel de acțiuni și presiuni de care liderul lor, Gheorghe Ștefan, habar n-avea. Sigur, erau făcute de căței aia de pe lângă el. Sigur, și erau foarte răi, să știți. Știu. Foarte știu, răi, știu, dar știu, să știți că știți. Da, știu. Am fost împreună în anumite, da, în anumite știm, conjuncturi de amenințări. Gărzi financiare, treburi, exact, controle. Exact, exact. Și mai mult de atât, să știți că m-au amenințat și cu afacere. Zic, domnule, ai tu o afacere acolo. Dar zice, ți-o spulberăm dacă știm, ne propunem noi. Știm că asta mi s-a spus și mie. Deci asta a fost modalitatea lor de a guverna. Am trecut și prin asta. Deci cred că nu se mai repetă asemenea lucruri în Piatra Neamț. Sper să nu se mai repete. O parte din acei căței, între ghilimele, cum îi spuneți dumneavoastră,
încă mai există și încă mai iau decizii în puterea Piatra Neamț. Asta mă sperie și eu mă așteptam să dispară pentru totdeauna. Vă spun asta sincer. Mă sperie și pe mine cea mai tare, pentru că personal, când am avut clinciul cu Gheorghe Ștefan, din punctul meu de vedere, ne-am certat, ne-am țipat, dar și-a păstrat un cavalerism. În schimb, căței aia de pe lângă el sunt niște mai periculoși. Mult mai periculoși. Ăia mușcă ca să-i arate stăpânului că justifică hrana. Exact, exact. Exact, și la un moment dat au încălcat și legea, să știți, și absolut. Am dovezi, nu vorbesc gratis. Au apelat la bugetul Consiliului Local și la bugetul societăților Consiliului Local ca la bugetul personal. Au făcut flenduri din aceste bugete. Și vedeți că niciunul n-a pățit nimic? Încă? Încă n-a pățit nimeni nimic. Eu nu-mi doresc să pățească ceva, îmi doresc să se termine. Să dea banii înapoi măcar. Să dea banii înapoi, că nu s-ai lor. Dar îmi doresc să termine pentru totdeauna cu acest gen de administrare și cu acest gen de oameni care să ajungă în administrația locală. Se bat doi foști colegi ai dumneavoastră, doamna Simenică și domnul Chitic. Se bat pe conducerea primăriei. Care este opinia dumneavoastră despre acest, să-i spunem, război? Cu toate că nu e război. Nu este, cred că nu este un război. Eu îi cunosc foarte bine pe amândoi. Statam de zile împreună. Sigur, ne respectăm reciproc. Cu doamna Simenică am fost colegi și într-o societate comercială. Ne cunoaștem bine cu soțul ei, cu domnul Chitic am fost împreună 4 ani într-o comisie a Consiliului Local, ne-am cunoscut destul de bine. Amândoi sunt doi oameni muncitori, sunt doi oameni nu înțeleg de ce au ajuns în clergi. Care vor să facă niște lucruri pentru municipiu, deci mie îmi place că vor să facă treabă și este un lucru bun. Acolo au intervenit alte spuneți-le pe nume, știți că nu e o problemă. Au intervenit alte dorințe. Din informațiile mele, nu am dovezi aici, dar știți cum e, informațiile vin continuu. La mine vin mai multă lume și îmi spun diverse chestii. Se pare că nu ei au fost cei care au decis, sau mai degrabă, nu doamna Simionică singură a decis că vrea să facă acel proiect de hotărâri, să-l schimbe pe domnul Chitic. În mod sigur, nu doamna Simionică a hotărât. S-a hotărât deasupra ei. Ok, și care e miza? La ce se bade? Miza era în primul rând politică. Deci în municipiul Piatra Neamț, la ora actuală și întotdeauna, partea liberală a avut un câștig de cauză, a stat peste PSD întotdeauna în sondaje. Ei, dacă mergeau așa, cu domnul Chitic primar și mai vizibil în spațiu public și cu doamna Simenică viceprimar, mai puțin vizibilă, PSD-ul mergea în continuare în pierdere. Deci PSD-ul putea scădea în continuare în sondaje și nu mai aveau șanse să câștige primăria Piatra Neamț, clar. Dar dacă guvernul PSD nu face nimica pentru oameni, poate să câștige 50 de primării, tot nu o să iasă. Să vă spun ce planuri și-au făcut. Doamna Simenică trebuia să ajungă primar. Trebuia să aibă o sprijin puternic din partea guvernului, că vor veni pomenile electorale la primării. În primul rând, zona de impact cea mai puternică este Piața Centrală, dar nu va primi primăria și domnul Chitic, primea doamna Simionică. Și era o laudă continuă și bineînțeles că mai câștigau. Deci era clar. Era posibil chiar să ajungă undeva la 50-50. Înainte de campania electorală. Acum depindea de ce candidat va avea o tabără și cealaltă. Deci aceste acțiuni care au pornit din punct de vedere electoral. Problema a fost că nu ea le-a pornit, s-au gândit în altă parte, ea a acționat, dar n-a fost suficient de bine pregătite. Aici se dovedește puterea unei organizații și puterea unui partid, dacă știi să pregătească un lucru de ăsta sau nu. Care putere? Care putere? Avem doamna Simenică, domnul Chitic. Chiar mă gândeam, poate cei de la PNL vor dori să-și pună viceprimar. Cine să-și pună viceprimar? Deci este o lipsă de cadre la ambele partide fantastică. Da, acum PNL are doi viceprimari în primărie. Deci asta e situația. Deci ne dorim niște viceprimari care să-i vedem că fac ceva. Ce se întâmplă? Aceștia care sunt acum, chiar dacă au bunăvoință, vor avea un timp de latență de un an până ce învață ce se întâmplă acolo.
Nu poți deodată să faci ceva. Sigur, așa este și lucrurile astea, ce se întâmplă, trebuie exprimate. Eu n-am văzut să fie exprimate de către ei, de cei doi viceprimari vorbesc. Ce doresc să facă, ce își propun luna asta, semestrul ăsta, anul ăsta, anul viitor, ceva să înțelegem de la ei. După aceea... sigur vom avea un primar. Pe mine m-a întrebat cineva, auzi, domnule, totuși, vă spun sincer, cum mă solicită lumea să candidez și chestii de genul ăsta. Repet, ați fost singurul care ați avut ceva de spus contra PDL-ului. Eu când îi văd pe ceilalți, fără să vă perii acum, când îi văd pe ceilalți și discut despre ce se întâmplă la primărie sau cu PDL, eu le spun clar, singurul care are voie să deschidă gura este domnul Chirilă, pentru că el a spus și atunci. Atunci toți erau sub masă, nu spuneați nimic și acum brusc ați devenit Deci, vedeți, vocali. Trebuie să ne comportăm altfel când ajungem într-o funcție publică. Problema acum, mă întreba lumea, zici, domnule, am spus, domnule, să nu vă mirați că o să ajungă un primar, de o să râdem cu toții. Nu mă refer aici la domnul Chidic și la doamna Smenic. Nu, la e posibil să fie altcineva. Dar dacă rămâne din primul tur, e posibil să iasă cu 20%. E posibil să iasă cu 20%. Deci nu se știe ce va fi. Acum, la nivel de viceprimari, este foarte adevărat. Trebuie oameni care să simtă ceea ce vor să facă. Să-i simți pe ei că sunt determinați și au niște idei și vor să le implementeze. Și acum vreau să vă precizez ceva. Funcția de primar și de viceprimar sunt funcții politice. Deci nu sunt funcții de administrație. Da. Trebuie să ne înțelegem. Nu primarul trebuie să meargă în oraș să asfalteze. Nu primarul trebuie să pună spații verzi. În lumea democratică în care am intrat și am fost în vestul Europei la primării care sunt administrate așa cum ar trebui să fie administrate și ale noastre în România, primarul vine cu un program în campanie electorală care îl respectă, care după aceea îl negociază cu un city manager și city managerul se ocupă de acoperi gropile, de reparat în stânga și în dreapta. Deci nu primarul trebuie să aibă o viziune. El trebuie să aibă o viziune pentru comunitatea respectivă în ce direcție o duce. Care, bineînțeles, trebuie să fie prezentată într-un program electoral. Că dacă punem în program electoral ca până acum, că așa am pus, na, ce se face? Că trebuie să facem un pod, că trebuie să asfaltăm o stradă. Nu asta înseamnă un program electoral pentru un municipiu de talia municipiului Piatra Neamț. Vedeți, municipiul Piatra Neamț este un municipiu marginal. El nu este un municipiu de interes național, cum este Bacău, să spun, chiar Romanul, care sunt pe căile principale de transport, au un drum european, am o cale ferată care merge până în vestul Europei, până în Ucraina și așa mai departe. Deci sunt niște aspecte care ne defavorizează și atunci trebuie să avem o viziune cu care să putem ieși și noi în față. Ne amintim pe vremea când vă băteați cu PDL-ul, toată lumea vă evita ca să nu cumva să fie văzut la discuții cu dumneavoastră, să nu fie interpretat, să nu fie taxat de PDL. Toți fugeau de dumneavoastră. Așa este. Acum toți vin la dumneavoastră și vă spun să candidați, să faceți, să dregeți. Trecând peste faptul că nu știu unde erau oamenii aia până acum, vă băgați într-o luptă electorală? Da, m-aș băga într-o luptă electorală. În primul rând am niște idei vis-a-vis de municipiu pentru asta, pur și simplu. Nu pentru faptul că mi-aș dori să fiu primar. Știți foarte bine, am fost director, sunt acum administratorul unei firme. Nu-mi trebuie mie să fiu eu neapărat să-mi spună lumea primar. Problema este că simt că am o responsabilitate față de acest municipiu, dacă am totuși niște idei. Aș intra într-o campanie electorală, dar nu ca independent. Să înțeleg că acum sunteți în perioada în care vă doriți să candidați și căutați un diavol la care să vă vinde sufletul. Nu caut. M-au căutat ei pe mine. M-au căutat, dar nu caut și nu insist. Dacă un partid, nu știu care, vrea și are, bine, și în 2014 am fost, în 2012 am fost solicitat de diverse partide, nu din cele două, că erau în USL, să candidez din partea lor. N-am acceptat.
Dar dacă au nevoie și vor să colaborăm, să candidăm, să facem programe, să ieșim în fața cetățenilor, oricând. Eu ies oriunde în municipiul Piatra Neamț, nu mi-e rușine de ce am făcut până acum de administrația publică, mi-aș fi dorit să fi făcut mai mult, n-am putut din anumite motive, dar pot să stau de vorbă cu oricine și pot să-mi prezint niște idei. Deci vreți și căutați parteneri politici? Sigur. Ce credeți că ar trebui făcut acum, acum la primăria Piatra Neamțului? Văd că au intrat într-un război care nu o să-l oprească până ce nu trec ceilalți și după aceea, după ce trec ceilalți, probabil o să se organizeze ceilalți și o să devină un fel de girov. La... Așa, cred că așa va fi. Nu-i benefic pentru municipiu, pentru păi nu, totul e blocat. E blocat, nu se pot ocupa administrația de ceea ce trebuie făcut. Dar lupta politică este luptă politică, trebuie să o înțelegem și pe asta, până la urmă, trebuie să o înțelegem, dar... Păi nu înțelegem pentru că PNL-ul cu ce are el nu-i ajunge să-și impună primar. PSD-ul cu ce are el nu-i ajunge să-și impună primar. Lupta politică ar fi între ei. Nu. Acum încep și merg. Ăștia să ia trădători de la ăștia, ăștia să ia trădători de la ăștia. Mai luăm de la independenți care de fapt sunt pedeliști care ies cu PNL-ul sau cu... Deci încep niște jocuri în spate care nu au nicio legătură cu lupta politică. Lupta politică este atâtea voturi am eu, atâtea voturi ai tu. Hai să ne luptăm. Da. Și mai convingem trei independenți. Dar aici lupta nu e așa. Lupta politică specifică României, nu? Da, dar e de înțeles, PSD-ul își dorește să crească, să fie mai puternic, sunt la guvernare, ar putea veni niște bani în municipiu în perioada asta, ei n-ar vrea în mod sigur să aducă banii și să laude domnul Chitic cu banii care îi aduce pe PSD-ul, deci păi, sunt niște aspecte. Păi fără nicio supărare, PSD-ul ar trebui să aducă mulți bani numai ca să îngroape găurile care au rămas. Da. Deci au de îngropat foarte mult. Da. Din păcate, cam aici suntem. Acum, ce va urma, nu știm. Mi-aș dori să vă spun foarte sincer să nu mai fie nicio schimbare în administrația municipiului, să rămână domnul Chitic cât mai este până la alegeri. Eu cred că PSD-ul ar fi putut câștiga. Nu știu ce sondaje și-au făcut ei, cum interpretează fenomenele, dar ar fi putut câștiga mai mult în opoziție. Eu așa cred. Cine să facă opoziție? Ați fost alături de ei în opoziție. Cine făcea opoziție pe vremea când ați venit să consilier local de la PSD? Cine făcea de la PSD opoziție? Nu prea mai aduc aminte. Știu că discutam cu doamna Simionică la anumite proiecte de hotărâri. La anumite proiecte de hotărâri și doamna Simionică, dacă nu toți cei de la PSD, dar rămăsese vreo 2-3 care mai votau cu noi la anumite proiecte de hotărâri, cu toate că ele nu treceau. Adică votul nostru nu simbolic. Conta. Dar vota simbolic. Dom'le, da. Suntem în USL, hai să votăm și noi în opoziție. Suntem, dar mai mult... eu mobilizam, ca să spun așa, la anumite proiecte de hotărâri, din astea care erau cu cânte, care erau mai greu de susținut. Problema cred că ar trebui să fie lăsată în pace. Eu să fi fost în locul PSD-ului acum, aș fi intrat definitiv în opoziție, îmi construiam un program de opoziție foarte serios pe puncte, pe subiecte foarte clare, pentru că o putere, oricât de bun ar fi, are și greșeli, și atunci trebuiau taxate acele greșeli și arătat că nu așa trebuie făcute lucrurile și altfel mai bine decât le fac cei de la putere, și atunci eu cred că era mai vizibil, mai vizibil PSD-ul în spațiu public, pentru că nemulțumiri în rândul oamenilor sunt cât lumea. Am observat că s-au dat bani înapoi pe acea hotărâre celebră cu EON-ul, cu taxele. Am observat că foarte multe lucruri au fost taxate penal sau civil la primăria Piatra Neamț. Banii înapoi, procese pierdute, niciun vinovat. Da, din păcate aici cu EON-ul vinovatul este municipiul Piatra Neamț. Nu, vinovat în acte a căzut zeling. Da, acolo e adevărat. Dar, deci executantul a căzut vinovat. În rest nimeni nu este vinovat de nimic. Știm exact, știm amândoi cine a venit cu ideea, sigur, cine așa. Sigur. Nu a fost întrebată persoana respectivă nici cât e ceasul.
Nimic. Da, s-au aprobat toate în Consiliul Local. Și aici este o problemă. Deci legea așa spune. Dacă o aproba Consiliul Local, înseamnă că o aproba populația din municipiul Piatra Neamț. Deci, este o problemă. Dar acei bani n-au venit toți, mai trebuie să dea și primăria o parte din ei. Că guvernul îți plătește sursa, dar nu îți plătește penalități și alte cheltuieli care le-au solicitat ONU. La acea vreme au fost voci, eu eram la putere, să spunem, în perioada respectivă, și au fost voci. Am avut discuții destul de serioase vis-a-vis de creditele care s-au luat atunci în interior, așa, cu domnul Ștefan, cu colegii. Deci voiam și eu să știu cu acei bani care se iau. Ce să faci? Ce să propune? Dom'le, banii ăștia sunt pentru asta, ăștia pentru asta. Ei, nu s-au spus lucrurilor, măcar pentru noi care eram la putere. Nu mai spun mai mult decât atât. PSD-ul, care era în opoziție și erau 10 consilieri, erau foarte mulți, au votat pentru acele credite. N-au votat împotriva. Știu. Deci, nici ei nu s-au lămurit. Eu discutam mai mult cu opoziția decât cu colegii. Că eram tot timpul, am fost așa un gen de coleg care îi deranjează pentru că vrea să știe. Dar voiam să știu că asta era situația, eram consilier, nu? Și vorbeam cu cei de la PSD. Dom'le, voi știți că voi explica. Nu, dom'le, am primit ordine, trebuie să votăm. Deci, asemenea gen de a face politică, eu n-am fost niciodată de acord, vă spun foarte sincer. Încă un subiect care este foarte tabu la Neamț, nu trebuie discutat despre el. Dumneavoastră ați fost dirijorul construcției pieței. De ce ați făcut-o așa de rău, domnul Chirilă, de a lua foc de la un boiler și a dispărut toată? Da. Cum e posibil așa ceva? Și în final, niciun vinovat. Nimeni n-a plătit o amendă de 5.000 de lei. Dacă se duce un hoț și sparge un chioșc la unul cu trei covrigi, bine, poliția și-l amendează că n-avea steam de alarmă. Bine, găsesc ei un vinovat totdeauna. Ce ați făcut la piața aia de asta așa, ca o... Sigur. Ca o căpiță de paie. Da. Ați construit-o greșit. Să știți, da, corect. Știți, acea piață a fost... construită cu responsabilitate. Păi cum a ars așa? În primul rând am ținut cont din normele europene, nu eram în Uniunea Europeană. Am investigat pieții din România și din afara țării ca să putem face. Deci piața a fost construită, am avut în comisia, când nu am fost, eu eram dirijorul, e adevărat, dar am avut o comisie foarte mare care s-a ocupat, un grup de oameni care s-au ocupat, proiectanți, oameni de la DSP, de la DSV, de la pompieri, de la APASERV, deci din toate domeniile am chemat oameni să-și dea cu părerea, domnule, spuneți ce-i, cum e bine să facem, nu fac eu de capul meu cât deștept eu. Așa, și a rezultat acel proiect și acea piață, cu licitații publice de proiecte, știți bine. Acolo, părerea mea, este că s-au întâmplat alte lucruri, altceva s-a întâmplat acolo. Eu am fost, eram treaz la ora aia, am fost sunat imediat când, după ce a luat foc. M-a sunat cineva de la piață și mi-a spus, domnule, a luat foc piața. Dar de unde a luat foc? Zice, din trei puncte diferite. Era acolo, s-a uitat. Așa, era și acolo, noi pompieri au spus altceva. Domnule, este instituție publică, eu nu vreau să... Dar spun ce mi-au spus oamenii de acolo. Mai mult decât atât, m-au oprit oamenii în oraș și zice, domnul Chirilă, dumneavoastră știți că o zi, două înainte s-a mutat arhiva urbanului la piață? Zic, domnule, nu știu despre ce vorbiți, eu nu știu treburi de genul ăsta. Deci sunt două semne de întrebare în continuare la care nu se dă răspuns. Putea să ardă piața atât de repede, construcția metalică, care dumneavoastră, cred că sunteți omul care o știți cel mai bine, o știți pe de rost, fiecare sigur, dar de acolo. Construcția metalică a fost tratată cu vopsele antifoc. Deci așa se cerea în proiect, nu? Este posibil ca de la un scurt circuit? Opinia dumneavoastră. Părerea mea este că nu. Nu e posibil. Nu este posibil. Cum vă explicați faptul că totuși nu a fost găsit un vinovat? Deci paznicul a văzut imediat când a pornit focul. Deci dacă vezi de unde pornește focul într-o piață, într-o clădire și nu spargi un geam, ai intrat acolo, ai izolat focul. Erau extintoare, deci nu supune problema să... Asta pe mine mă frapează faptul că n-am auzit, să zicem, a luat foc de la un boiler, mergem pe teoria lor. Bă, cine a făcut instalația? Cine, așa, sigur, un vinovat? Probabil dacă l-ar fi dat vinovat pe cel cu boilerul, cel cu boilerul mergea în instanță, aducea experți și le-ar da că nu e cu boilerul. Păi, în mod sigur că dacă se dovedea că era vinovat, trebuia să plătească tot și atunci vă dați seama ce sumă era acolo. Dar
Părerea mea este că în acel moment, indiferent cu ce urmări, pentru că s-a întâmplat lucrul ăsta, cineva trebuia să-și dea demisia sau trebuia dat afară. Deci nu se poate întâmpla niște lucruri de genul ăsta fără consecințe. Indiferent, deci nu poți să spui că era... Dom'le, este un administrator al pieții, este cineva șef cu paza pieții, nu știu cine. Eu nu mă ocup să fac descoperiri de genul ăsta. Dar cineva trebuia să răspundă pentru treaba asta, nu? Răspundem noi din buzunarele noastre. Să răspunde cu funcția, pentru că este administrație publică. Eu nu spun că la o firmă privată, dacă se întâmplă lucrul ăsta, vă dați seama că zboară toți pe acolo, nu se discută. Dar mai mult când sunt bani publici, ceva trebuia să se întâmple. Spune, domne, nu e vinovată persoana respectivă, dar persoana respectivă trebuia să verifice, să controleze, să prevină, nu? Păi, lucrurile astea trebuiau să se întâmple și, din păcate, lucrurile astea nu s-au întâmplat. Din păcate, ce vă spuneam, cei de la, din fostul PDL, că nu știu cât timp mai este, care au administrat anumite bugete și le-au administrat prost, vedem cu toții că sunt în faliment, trebuiau să dispară din administrația publică imediat când domnul Ștefan și-a dat demisia. Imediat când domnul Ștefan și-a dat demisia. Domnule, și-a dat demisia, ați fost cu el, plecați. Plecați, deci nu se discută lucrurile astea. Și la ora actuală, la piață, este același domn Mățu și nu înțeleg eu, poate îmi spuneți dumneavoastră că ați construit piața. Ce face el cu 18 angajați la piață? Atâția sunt pe hârtiile alea și da. Nu-i vede nimeni niciodată. Ce poți să faci cu 18 angajați la o piață care nu mai este? Care nu mai este. Nu știu, eu aș fi resetat foarte tare. Și în 2004 am resetat societatea urbană, să știți, atunci, din păcate, am fost nevoiți să mai dăm afară niște oameni, pentru că erau din ăștia politic, așa, adunați pe acolo, vremea PSD-ului, care n-aveau ce face. Ce să vă spun? Vă spun foarte sincer, era o nepoată de-a mea acolo, care a trebuit să plece. Nu mi-a fost ușor, ca la nimeni, nu? A trebuit să plece. Ea a spus, domnule, nu vreau să plece X, care familia nu era căsătorită la vreme, plec eu, lăsați-l, că are familie să rămână. Deci, din proprie inițiativă și o admir pentru asta. Și a spus, îți fac și ții greutăți, ești aici, mai degrabă eu plec și asta e. Deci sunt și oameni care sunt responsabili și care știu să facă lucrurile, dar acum trebuia, este greu, cine voia să rămână la societatea urbană, trebuia să muncească mai mult pe bani mai puțin. Deci după un necaz de ăsta și într-o familie este la fel. Totuși societatea este condusă destul de responsabil de colegul dumneavoastră. Da, domnul Fitărău. Care știm amândoi că noi este ne-am foarte tehnic. Sigur. Deci nu știm, este un om care vrea să facă lucrurile bine. Deci când se apucă de ele, se ține. Nu se pune problema, sigur. Este din generația noastră. Deci, nu, când își propune un lucru, îl duce la bun sfârșit. Noi am colaborat foarte bine când am fost colegi la PAMEX. Extraordinar am colaborat. Pe final, ce partide nu ați vrea să intre pe lista dumneavoastră de colaboratori? Cine să nu vă deranjeze niciodată? Mie mi-e foarte greu, cred că se pot colabora cu PSD-ul. Mi-e foarte greu. Dar poate dacă ar fi, când partidele le fac tot oamenii. Dacă ar fi o echipă de oameni corectă, oameni care vor să facă niște lucruri bune pentru municipiu, aș putea colabora. La PNL îi cunosc foarte bine. Acolo trebuie aduși oameni. Deci trebuie aduși oameni din societatea civilă. Și la PSD e nevoie. Nu numai acolo. Toate partidele au lipsă de cadre. Eu vă spun, înainte de campania electorală din 2012, au venit la noi, la PNL, să înscriau câte 10-15 la fiecare ședință, 20 veneau. Domn Chiril, am auzit că sunteți aici, am auzit cam ce vreți să faceți, vrem să venim. O parte ne-au spus, nu ne înscrim în partid, simpatizanți, scrim o hârtie că vă susținim pe dumneavoastră, dar vrem să vă ajutăm în campania electorală. Asemenea, trebuie și într-o parte și în alta, ar trebui candidați, atât la funcția de primar, cât și la funcția de consilier, care să mobilizeze societatea civilă, să fie de acord să vină oameni puternici din societatea civilă în partid, chiar cu riscul că ei nu vor mai fi consilieri, nu? Că vezi, doamne, că trebuie să fie o consilier. Nu e asta interesul. Care să reprezinte ceva în Consiliul Local. Consiliul Local
al municipiului Piatra Neamț a fost reprezentat tot mai slab de la o legislatură la alta, ajungând acum a fi chiar cel mai slab. În Consiliul Local de Municipiu Piatra Neamț erau medici puternici, erau profesori, erau ingineri, erau oameni care, domnul Strătil a fost o perioadă, care era o personalitate. Mai avem municipiu. Și acum câțiva, avem pe domnul profesor, pe domnul Andrița, dar câțiva, nu puțin. Prea, domnul Andrița a mai venit cu niște idei prin Consiliul Local, dar slab, slab. Deci acești oameni, primarul venea în ședințele de comisii și discutau acolo și cum se pune problema, cum te prezinți în ședința de Consiliu Local. De eu n-am văzut odată primarul în ședințele noastre de comisii. Deci primarul impunea și noi trebuia să votăm. Păi nu e așa, domnule. Vină în comisie, hai să vedem ce spune legea, hai să vedem ce vor oamenii și atunci luăm... Asta cu să vedem ce vor oamenii e bună. Punem amendamente, dar să știți, ideea mea, care am avut-o în campanie electorală de voluntariat, de coparticiparea cetățenilor în administrație și nu-ți vorbe, trebuiau niște măsuri implementate în ideea asta, ar fi făcut o expansiune în municipiu vis-a-vis, dar asta se face numai pe fond de încredere totală în administrație, altfel nu se poate, ar fi făcut o expansiune în municipiu vis-a-vis de curățenii, de ordinii, de lipsa spargerilor, a distrugerilor și vandalismul care încă mai este în municipiu, de multe, multe de idei care puteau să vină și care trebuie să le accepți de la mulți cetățeni. Sunt oameni care noi le spunem oameni simpli, dar au niște idei extraordinare, să știți. Corect. Vă mulțumesc foarte frumos pentru prezența la această emisiune și sperăm că din ce în ce o să fiți mai vizibil, mai activ, mai... ce să spun, și societatea civilă și presa și toată lumea este împărțită în grupuri. Nu știu unde erau ei pe vremea PDL-ului, dar bine că încep să apară, măcar da, acum, da. Măcar acum, când e soare. Cu plăcere, vă mulțumesc și eu că m-ați invitat și speranța mea este, nu neapărat să fiu eu în față, dar speranța mea este ca să apară oameni noi în administrație, oameni cu idei și oameni care să fie dedicați municipiului Piatra Neamț. Vă mulțumesc frumos. Plăcere. We'll be right back.